Mii de balcoane din Sibiu au fost închise. Pentru astfel de construcții este nevoie de autorizație emisă de Primăria Sibiu. Cu toate acestea, în anul 2020 au fost emise 27 de certificate de urbanism și o autorizație. Anul trecut au fost emise 19 certificate de urbanism și 6 autorizații. În cei 2 ani în urma controlelor efectuate au fost aplicate 5 sancțiuni pentru închiderea balcoanelor fără autorizație de construcție și o sancțiune pentru nerespectarea autorizației emise. Județul Sibiu înregistrează un nou record. Autoritățile locale au raportat miercuri aproape 1400 de cazuri de coronavirus, acestea fiind cel mai mare număr de infectări de la începutul pandemiei. Din cauza multitudinii de cazuri, crește și incidența. În municipiul Sibiu, rata de infectare se apropie de pragul de 30 de cazuri la 1000 de locuitori. 257 dintre persoanele infectate în prezent sunt internate în spitalele din județ, iar 20 dintre ele se luptă cu virusul pe secțiile ATI. Cea mai mare unitate sanitară a județului Sibiu, Spitalul Județean, revizuiește procedurile de comunicare cu aparținătorii, fiind implementate noi facilități, adaptate contextului actual generat de pandemia COVID-19. Pacientul la internare primește un număr de identificare utilizat de familie pentru a primi informații pe perioada spitalizării, telefonic de la registratorul medical în interval orar 8-12 de luni până sâmbătă. Informațiile de natură medicală solicitate de către aparținători nu vor fi primite în momentul înregistrării solicitării, ci vor fi comunicate în cursul aceleiași zile, în intervalul orar 12-14, de către medicul curant sau medicul desemnat.